Salut, numele meu este Costin Mădălina și astăzi vei vedea favoritele anului 2015, de la produse pentru față până la produse de ochi și produse pentru îngrijirea pielii. Dacă vrei să vezi ce mi-a plăcut anul acesta și ce vă recomand eu, te invit să mă urmărești în continuare. Voi începe acest videoclip cu un produs care mie mi-a plăcut foarte mult, îl folosesc drept primer. Este vorba despre Nivea Aftershave Balm, nu pentru că m-aș rade pe față, ci pentru că îl folosesc înainte de aplicarea fondului de ten, pentru că are foarte multă glicerină și ajută ca fondul de ten să stea lipit de față întreaga zi, fără să arate urât, fără să se ducă și așa mai departe. La capitolul fond de ten, fondul de ten preferat anul acesta a fost MAC Studio Fix Fluid, pentru că este super rezistent, pentru că matifiază și chiar dacă este recomandat persoanelor cu tenul gras, eu am tenul uscat și totuși mi s-a potrivit ca o mănușă. Cu toate acestea, eu recomand persoanelor care poartă nuanța caldă, nuanțe calde la MAC să-și aleagă nuanțele reci la acest fond de ten, pentru că culorile sunt un pic ciudățele. Eu de obicei la MAC port NV15 și acum am fost nevoită să cumpăr NC15, pentru că NV15 este extrem de portocaliu pentru pielea mea. Pentru zilele în care nu vreau un machiaj greoi și îmi doresc ca tenul meu să respire, și asta înseamnă cam în fiecare zi din timpul săptămânii când mă duc la servici, aleg un BB cream în favoarea unui fond de ten și folosesc BB cream-ul de la Lioele, cum vă doriți să vă spuneți, are SPF-ul 30, este destul de alb și cică se adaptează la culoarea tenului, așa, dar pentru mine este perfect, hidratează foarte bine. Nu recomand persoanelor cu tenul gras, dar pentru tenul meu uscat este super, super fain. Îmi pare rău că se termină destul de repede, deși este o cantitate destul de mare. Nu l-am cumpărat de foarte mult timp și totuși este aproape gata, precum se observă. Pudra mea preferată anul acesta este Essence All About Matte, cred că o vedeți cam în fiecare tutorial. Este mai exact a doua pudră pe care o folosesc de prin luna mai până în prezent. Din punctul meu de vedere se termină destul de repede, dar la prețul pe care îl are nu mă deranjează absolut deloc. Matifiază, dar și setează foarte bine fondul de ten pe față. Sunt foarte mulțumită de ea și o voi recomanda oricui, mai ales pentru că costă 12 lei. La capitolul contouring, paleta mea preferată este Shade in Light de la Kat Von D. Mi-am dorit-o foarte mult și mi-am dăruit-o, dar m-am îndrăgostit de ea la prima aplicare. Mai ales nuanța aceasta este divină, iar acestea două sunt minunate pentru contouring. Mai puțin le folosesc pe celelalte două de aici. Își merită absolut toți banii și pachetul este minunat. Îmi place super, super mult. Asta este 3D, arată foarte frumos. Și este de la Kat Von D și m-am îndrăgostit anul acesta de produsele Kat Von D. Blush-ul meu preferat anul acesta este Le Blush de la L'Oreal, arată oribil al meu. Am folosit super mult din el și precum se vede, nu știu, arată ca nou. Este nevoie de o picătură, nu cred că o să te apuc vreodată să termin acest produs. Este nuanța Peach și, nu știu, sunt îndrăgostită, l-am din februarie și până în momentul de față am consumat nici măcar o zecime din el. La capitolul iluminatoare anul acesta m-am îndrăgostit. Știți că vara asta a început moda aia cu strobing în loc de contouring, așa că mi-am cumpărat o grămadă de iluminatoare. M-am îndrăgostit de ele, mi-am cumpărat cred că vreo 7 până acum, dar vă voi arăta numai 4 pentru că, na, trebuie să fac favoritele și chiar dacă asta a fost o alegere foarte grea, a trebuit făcută. Pentru o iluminare simplă de zi cu zi, am ales MAC Soft and Gentle, este un clasic al iluminatoarelor. E foarte fain și cred că se adaptează oricărui tip de piele, oricărei culori de piele, chiar și celor mai închise, dar în primul rând recomand persoanelor care au tenul deschis sau mediu. Apoi mi-am cumpărat două iluminatoare de la ColourPop. Acestea două, unul este mai auriu și unul mai roziu. Le folosesc în funcție și de machiajul ochilor, ele se numesc Hippo și Smoking Whistles, ci că sunt niște clasice de la ColourPop. Sunt super faine și îmi place foarte mult că, nu știu, unele iluminatoare au un scripici foarte greu pe față, dar acestea în niciun caz arată super cremos și super natural. Iar piesa de rezistență a colecției mele de iluminatoare și cred că cea mai scumpă este acest iluminator de la Becca, în colaborarea cu Jaclyn Hill, care se numește Champagne Pop. Am făcut foarte greu rost de el, dar din punctul meu de vedere a meritat absolut toți bănuții. Este super cremos, este un pic cam închis pentru pielea mea, așa că prefer să îl folosesc în diverse combinații cu cele de la ColourPop, dar nuanța este un auriu foarte fain.
și rezistă cel mai mult din toate iluminatoarele pe care le am. Trecem mai departe la sprâncene și vă spun sprâncene pentru că este un singur produs. Nu se va schimba niciodată din colecția mea, este cel mai fain produs pentru sprâncene. Am încercat și altele de la firmele mai mari, dar totuși de fiecare dată mă întorc la acesta și este vorba despre Deep Brow Pomade de la Anastasia Beverly Hills. Am eu pe terminate și urmează imediat să-mi cumpăr unul nou pentru că nu se poate fără acesta. Iar nuanța chocolate cred că se potrivește aproape oricui, adică nu știu, este o nuanță super universală și în funcție și de cantitatea pusă pe sprâncene, culoarea poate fi mai închisă sau mai deschisă, așa că nu trebuie să vă faceți grijă în momentul în care vă cumpărați că e prea închis sau prea deschis, pentru că voi controlați cât de mult puneți și în același timp controlați și nuanța pe care o va avea. La capitolul farduri, am o grămadă de arătat, nu pot să vă arăt un favorit sau două, pentru că nu se poate, este imposibil. Pentru că am farduri care au diverse texturi și asta diferă preferințele de la zi la zi, de la ocazie la ocazie. Așa că vi le arăt pe toate foarte rapid ca să nu mă lungesc foarte mult. Acestea sunt fardurile de la Melchior. Le-am pus exact pe preferatele mele în această paletă pentru că am mai multe palete. Le-am mutat între ele să vedeți preferate. Cele de rândul de sus sunt cam folosite în fiecare zi de mine, cel puțin ăsta este super folosit și precum vedeți se consumă foarte greu pentru că sunt foarte, foarte pigmentate. Ce nu-mi place la ele este că sunt ușor prăfoase, dar mă descurc având în vedere că oricum îmi aplic mai întâi machiajul ochilor și apoi machiajul tenului, foarte faine. Move-ul acesta este îndrăgit de toată lumea, tot timpul când deschid această paletă, tot mi-e să uit la culorile astea, prima de sus și asta de ultima. Sunt foarte faine, foarte pigmentate și costă extrem de puțin. Sunt super accesibile oricui și la o calitate profesională, din punctul meu de vedere. Următoarea paletă pe care vreau să vă arăt, am primit-o acum de Crăciun, dar m-am îndrăgostit instant pentru că este foarte faină pentru un machiaj zilnic. Este vorba despre Zoeva Coco Blend. Arată așa și am toate culorile de care aș avea nevoie pentru machiaj de zi, dar și un machiaj de seară. Cred că este ideală pentru călătorii, pentru că nu ai nevoie să-ți iei foarte multe palete la tine sau foarte multe farduri ca să obții lucruri de seară, de zi, mai naturale, mai intense și așa mai departe. Avem nuanțe pentru Chris, pentru tranziție, mai roșiatice, pentru culori calde. Mie îmi place foarte mult că au culori calde. În general, machiajurile mele sunt calde, așa că cu asta mă descurc. Dacă mă lași pe insulă pustie cu asta, eu sunt fericită. Următoarea paletă pe care vă arăt este de la Morphe. Mi-au căzut două pastiluțe, pentru că dacă scape asta, cad imediat pastiluțele. Am tot așa culori care pot fi folosite într-un orice machiaj, în combinații diferite și pentru prețul pe care îl are, adică super mic, sunt super mulțumită. Doar vreo $20 și ai tot ce vrei în această paletă, adică dacă nu aș fi make-up artist, cred că aș avea această paletă și atât și aș fi mulțumită. Vi le arăt super affordable, sunt cele de la Colourpop, vi le-am mai arătat, uitați-vă cum arată. Din păcate ei nu livrează în România, dar sunt câteva persoane care aduc sau dacă aveți rude prin America, neapărat să vă comandați pentru că costă doar vreo $5-6 o culoare. Și uitați-vă puțin, sunt super, sunt foarte murdare pentru că tocmai am filmat un tutorial, sunt super, nu știu, catifelate și doar printr-o singură atingere, uitați aici, sunt extrem de pigmentate, deci ating și fac așa și sunt extrem de pigmentate. Din păcate nu au foarte multă cantitate, dar la cât ai nevoie pentru a crea un machiaj obișnuit, eu zic că este destul și pentru prețul pe care l-au, super fain. Acum vedeți și niște imagini cu celelalte nuanțe pe care le am, sper că vă placă, o să încerc să mai comand și alte. Trebuie să mă grăbesc când filmez pentru că este cam a patra oară când îmi golesc cardul și am ocupat deja 30 de giga de filmare. Dacă vă vine să credeți, asta este calitatea la care aveți videoclipuri de la mine. Trec mai departe la rujuri. Am destule rujuri care mi-au plăcut anul acesta. Încep cu cele mai naturale spre cele mai intense la culoare. Cel mai purtat ruj anul acesta cu siguranță a fost Double Dare de la Kat Von D pentru că este destul de închis, dar nici prea închis pentru a fi purtat zilnic. Și cel de la Yves Saint Laurent, ruj Volupte Share Candy, numărul 4, pentru că arată ca un lip gloss și este super hidratant. Tot de la Kat Von D, în această toamnă mi-a plăcut foarte mult acesta, care se numește Requiem. Este un mov prăfuit, este o culoare foarte, foarte deosebită și de-aia am ales să-l pun în acest
în acest videoclip. Apoi, pentru o culoare de roz mai nebună, mi-a plăcut foarte mult acesta de la Colourpop, care se numește Highball. Este un roz intens Barbie, dar mie îmi place foarte mult să port astfel de culori. Apoi, tot de la Colourpop, nuanța Lax, care este un vișiniu maro, ideal pentru vampy lips, pentru toamnă-iarnă. Am și făcut un videoclip cu acesta. Puteți să-l verificați, pentru că e foarte fain și este foarte fain pentru Revelion. Mi-a plăcut foarte mult rojul lichid de la Kiko. Acesta este o nuanță foarte naturală și mai am și pe cel roșu, care nu știu unde este. Dar din punctul meu de vedere, dintre toate rojurile lichide, acesta este cel mai rezistent roș lichid de pe planetă. Din păcate nu au foarte multe nuanțe. Și mi-a plăcut tot așa pentru toamnă NYX Soft Matte Lip Cream, nuanța Copenhagen. Îmi place mai mult decât Transilvania. L-am primit de la soțul meu de ziua mea și m-am îndrăgostit de el, mi-l doream de foarte mult timp, nu era niciodată în stoc. Și îl recomand oricui pentru că este accesibil, este foarte ieftin, este vreo 35 de lei și dacă ai curaj e fain să-l porți, mai ales că buzele vampy sunt o nebunie de vreo 2 ani încoace. Dacă vorbim de rimel, rimelul meu preferat din toți anii, nu numai din 2015, este L'Oreal Telescopic. Este ideal pentru genele mele mici și nașpa. Le întoarce, le dă volum, cred că de 20 de ori mai mult. Cel mai tare rimel de pe planetă, L'Oreal Telescopic, și ăsta pe negru, nu alte culori. La capitolul farduri, mi-au plăcut foarte mult fardurile, mi-au plăcut foarte mult fardurile Kiko. Astea mono, sau cum se numesc. Cu o singură culoare mi-am luat mai multe, costă vreo 2 euro și sunt foarte faine, sunt super pigmentate și ușor de blenduit. Sunt și glitterate, mai puțin glitterate, aveți toate variantele de pe planetă. Acestea au fost favoritele mele la capitol cosmetice, iar la categoria skincare mi-au plăcut, îmi plac extrem de mult produsele de la Lioel, nu le vedeți acum în imagine. Sunt mai ales cele din gama Viva La Vita. Mi-a plăcut foarte mult masca aceasta de, cu extract de melc, tot de la Lioel, costă vreo 8 lei, dar își face toți banii, adică prima dată când am încercat-o eram super obosită, mi-am pus-o, iar când am dat-o jos, soțul meu a rămas cu gura căscată, pentru că fața mea era complet schimbată, arătam super fresh, super fine, deci cea mai faină mască de pe planetă. Spun, vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Acesta a fost videoclipul cu favorite anului 2015. Ne revedem în 2016. Vă urez un an cât mai frumos. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un coment și vă rog frumos să spuneți care a fost produsul favorit numărul 1, deci un singur produs, din tot anul 2015. Dacă nu vă puteți hotărâ, spuneți-mi produs din fiecare categorie, pentru că sunt foarte curioasă să văd ce v-a plăcut și să văd ce recomandări aveți și voi, să mai încerc câte ceva. Cine știe, în 2016 poate se mai schimbă aceste produse în funcție de recomandările voastre. Vă mulțumesc pentru vizionare încă o dată și vă pup cu drag! Mulți ani!